Sau și pe mine am găsit la un nou episod din Miscreated. Hai să continuăm pe drumul asta. Uh, din câte am văzut, vor să bagi un patch nou cu uh, o grămadă de chestii noi, printre care și un uh, shotgun și un rifle. Uh, în curând o să avem și noi arme în jocul ăsta, în afară de pistol. Dar, oricum, eu momentan sunt mulțumit cu ce avem în joc. Cred că e o grămadă de content pentru versiunea alfa și toate sistemele pe care le avem momentan în joc sunt funcționale. Um, aș vrea să văd eventual o zonă nouă sau eu știu, poate niște biomuri, într-o zonă poate ninge sau chestii de genul ăsta. Uh, dar probabil că nu vom vedea chestia asta prea curând. Nu știu exact drumul pe aici. Sper să merg în direcția cea bună. Dar, uh, oricum, abia aștept nou update. Um, doar la au anunțat, nu au păci jocul încât, dar oricum o să așteptăm și o să vedem. Aici e orașul Sultan. Hai să mergem înăuntru și să vedem. Cred că a mai fost, dar um, oricum ăsta e un server nou. Asta înseamnă că vom avea loot nou aici. Și aici să luăm la verificat casele astea. E dimineața, e șapte dimineața am presi aici, în... Um, m-am uitat pe server înainte să mă conectez și mai era un server cu oameni, o grămadă și ăla era am impresia că era seara știți voi cum e seara în jocul ăsta, nu prea se vede mari chestii și n-am de gând să stau cu lanterna deschisă că e aiurea așa că mai degrabă am ales un server pe timp de zi jucăm pe timp de zi fără probleme Să ne uităm și pe sus, să nu pierdem vreun item. Ah, am crezut că e ceva, dar nu. Este un oraș destul de mare. Fata e că la ora la care joc eu acum sunt o grămadă de playeri. Cineva tocmai a zis hi în zona mea. Sunt o grămadă de playeri. Mai mult ca sigur o să întâlnim cu cineva pe aici. Și mai mult ca sigur sunt lutate casele. Da, na, ne încercăm și noi norocul da, absolut nimic Și pe aici știți și voi cât uh, loot găseam de obicei Beef stew Și nici nu mi a dat seama cam ăla. Ok, am găsit beef stew măcar Și am scos hatchet-ul cazul în care ne întâlnim cu cineva de aproape și nu reușesc să-l nimeresc cu pistolul, o să-i dau cu hatchet Ce-mi place în jocul ăsta cel mai mult e designul levelului, ului adică designul hărții. Uh, Uitați-vă puțin cum a crescut această plantă sau cum tot designul casei se vede că nu, nu s-a mai ocupat nimeni de zona asta pentru foarte mult timp. Și asta îi dă un, uh, un uh, nu știu, un nivel Ii dă chestia aia autentică. Așa, să mai mănânc, să mai beau. Uh, cross necklace chiar nu avem nevoie. Pantaloni nu avem nevoie. Bem. You're no longer thirsty. You are less hungry. Deci mai merge un pic să mai mâncăm. Tot you are less hungry. Mai merge un pic. I-a hmm. fost foame rău de tot. Bun, hai că sigur mai găsim chestii pe aici. Măcar un încărcător să mai găsesc. Deși am 3. Deci avem unul cu 9 din 10, unul cu tot cu 9 din 10 și asta e 6 din 10. Avem gloanțe numai că o să trebuiască să le schimbăm. Mai era un încărcător destul de mare cu 20 din 20. Dar ăla e un pic mai rar și îl găsești mai greu. Ok, plepsi. Avem grijă cu frigiderul, știți voi. Oh, eu uite, încă un încărcător. 10 din 10. V-am zis, vă uitați peste tot în jocul ăsta, nu lăsați nici măcar un colț neverificat, pentru că acolo se va ascunde python ul dorit de voi. Careva pe aici? Poate să fie cineva în <coughs> oricare din casele astea. Peaches, plepsi. Cineva a vorbit pe area chat, asta înseamnă că e undeva în apropierea mea. Nu știu exact unde. Dar oricum dacă întâlnim pe cineva, nu o să fiu friendly. Iarăși spune cineva hello, cineva e aici undeva. Nu o să fiu friendly. Știți voi ce se întâmplă când sunt friendly. De obicei mă omoară. Și că da. Uh, voi fi cât se poate de unfriendly. Chiar <coughs> evil aș putea spune. Pentru că până la urmă jucăm ca bandiți. Asta e... Ăsta e caracterul pe care îl joc eu în jocul ăsta acum. Bandit. Și chiar dacă nu ai mare posibilitate să faci, adică știți voi, în Daisy te lasă să îi pui cătușe, să-i dai dezinfectant, să-ți bagi joc de el practic și în jocul ăsta nu prea ai mare chestii de făcut ca bandit, dar oricum jucăm așa pentru că nu, nu ai voice chat, nu poți să discuți cu persoana respectivă să-ți dai seama cam ce intenție are, Bine, nici cu voice chat nu prea să-ți dai seama că te poate păcăli foarte ușor. Dar, era un pic mai bine, dar așa fără voice chat. Că zice el că e friendly, ok, da, dar sincer nu prea mă încaziește cu nimic. Că mi-a scris el pe chat că e friendly. Hai să mai verific. așa, asta e o casă goală, nici n-are rost să mai verific. Casele astea goale din jocul ăsta n-au absolut niciun uh, item. Uite și asta e N-au nici măcar itemele lor, adică uh, canapea, televizor sau chestii de genul ăsta pe care nu, cu care nu poți să interacționezi. N-au nici măcar alea, că nu sunt terminate. Nu, e un joc alfa. Trebuie să ne obișnuim cu chestii de genul ăsta. Și nu spun că e ceva iure neapărat, nu. E impresionant ce au reușit să facă până acum și eu chiar sunt bucuros. Totuși um, nu văd uh, Miss ca un joc mare în momentul de față. Ca un joc mare și unul care promite foarte multe, îl văd pe H1Z1 care stă să apare, din câte am înțeles, să apare în... pe 15 ianuarie ceva genul ăsta. Oricum când apare fiți voi sigur că o să începe o serie instant. Um, dar mi scrie momentan e un joculeț așa fain pe care îl vom juca eventual până când apare uh, H1Z1. Iar atunci vom trece la H1Z1. Probabil voi mai verifica ocazional și pe ăsta să vedem ce o mai adăugat, dar cam atât. Oh, oh, A, mai aici. Cred că mai are și un prieten. Am încărcătorul. 5 9 Ok, am impresia că am mai auzit pe cineva, de asta vreau să stau să o am grijă. Ăla nu se desponeze de acolo, așa că nu e o problemă. Hmm. Creva pe aici. Nu pare a fi. Să vedem ce vede tipul ăsta. Holy shit, what the fuck? What? Uh, <coughs> developerii, cred că am găsit un bug. <laughs> ok. Avea ceva de mâncare. Și bineînțeles bandajul la care îmi folosește. Vreau să strâng mai multe bandaje. Ok, v-am zis eu că întâlnim oameni pe aici. Trebuie doar să avem mare grijă. Să... Să-i omorâm noi înainte să ne omoare ei pe noi. Plepsi, ce mai găsim noi pe aici? eu vreau să găsesc încărcătoare pentru asta, dar nu... Nu mai găsesc, na. Acum... Am găsit o grămadă deja, câte avem? Cred că patru. Eu tot zic că vreau să găsesc, uite, 1, 2, da, patru bucăți de patru încărcătoare. Eu tot vreau să mai găsesc în continuare, da? Unul de la cu 20 aș vrea să găsesc și aș fi foarte mulțumit. da, na. Voi vă dați seama că nu o să bage shotgun în jocul ăsta și rifle și tot felul de chestii O să... Fie foarte fain Chiar vreau să încerc jocul după când după ce bag update-ul nou Ceva mi-a lăsat în comentarii, Max, Max, au băgat deja shotgun, nu știu ce, dar nu l-au băgat încă Încă mai... îl mai testează Ea și mai postează informații despre nou update înainte să apară și... Probabil de asta a fost confuz tipul ăla. Uh, pe aici am venit? Nu, cred că asta e partea opusă pe unde am venit noi. E o benzinărie aici? Nu, asta e uh, supermarket. Bine, sunt sigur că n-am verificat toate zonele pe aici, dar avem cam tot ce avem nevoie. N-am nevoie de altceva. Mâncare la greu și muniție la greu. mi tot ce mi mai trebui acum ar fi încărcător de la cu 20, dar... No. Deja sunt uh, mofturi. Trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Să pare că e cineva acolo. Nu, no, nimeni pe aici. Așa, și asta e benzinăria. Este și benzinăria dacă e ceva acolo. Benzinăria asta arată ciudat, adică... Ai zona unde spui benzină acolo, iar aici ce -i? De ce e chestia aia așa? De ce e turnul ăla? Zici că e vreo pușcărie sau ceva. Și mi s-a părut ciudat cum arată. Sup. Un frigider care nu se deschide. Și pe cât de mult am jucat jocul ăsta, încă nu am învățat harta. Adică nu, în Daisy măcar știam. Mă, acolo în partea aia mă duc și e Balota, în partea cealaltă e Cerno, Electro, știam exact unde trebuie să mă duc. Și n-am jucat, adică știam de la început și nu jucasem chiar atât de mult Daisy. Pentru că mi se pare că în Daisy um, level design-ul e un pic mai bun. Că, de exemplu, te dă pe plajă și în funcție de direcția în care te duci, ajungi la un oraș sau altul. Asta era bine, dacă făceau și aici chestia asta, dar aici e diferit. Și nu prea îți dai seama cam ce parte trebuie să te duci. De exemplu, acum sunt complet confuz. Habar n-am unde trebuie să mă duc. Parcă am mai fost pe aici. Ții minte zona asta? Parcă am mai fost pe aici. De fapt, sigur, și probabil ne învârtim în cercuri, dar <laughs> Nu-mi dau seama. Hai să mai și din third person. Ai un avantaj destul de mare că joci din third person. Nici nu mi-am dat seama. Că uite, de exemplu, dacă dau zoom out, uite adică cât de mult vezi comparativ cu... Și poți să te învârți așa și ai o viziune foarte mare. Dar eu nu abia aștept să bage uh, nou update cu noile, noile arme și chestii de genul ăsta. Cred că va fi destul de interesant. Și o să mă interesez și de o hartă online pentru jocul ăsta, să văd um, exact locația mea pe hartă, să văd unde sunt și poate și am dau seama unde sunt orașele cele mai mari, cele mai importante. Să trecem podul ăsta. M-aș arunca în apă, dar nu știu dacă o să supravi supraviețuiesc acolo. Hmm. mai e nimeni pe aici. E cam gol. Asta e faza cu harta asta. Mi se pare că e destul de mică, că... Am impresia că prin locurile astea am mai fost deja. Dar, deși serverul e full, nu întâlnesc pe nimeni. Adică, bine, am întâlnit un singur jucător. Asta în câte episoade? În vreo 4-5 episoade. Un singur jucător. E ciudat. Nu înțeleg de ce... Deși harta e mică, totuși nu te întâlnești cu jucătorii. Uite, zona asta n-a fost luată de... Brown Puffy Jacket. Cum e Brown Puffy Jacket? Nu știu. A, ah, blue A, ah, ok. Ai e brown. Păi... parca hmm, parcă aș vrea pe brown. Am prea multe bandaje, dar... Hmm, hai să sunt brown, arată un pic mai bine. Și... Luăm și astea pe aici. Aia blue, nu știu, arăta destul de aiurea. Am zis că... Poate am un camuflaj mai bun, dar niciun caz nu era. Acum cred că e un camuflaj mai bun, dacă stau așa. Am trebui să-mi iau și o cască de asta, să nu fie negră Și avem un camuflaj foarte bun. Și o să mergem pe cărarea asta, să vedem dacă, dacă găsim ceva. Dar, oricum, cred că voi încheia episodul ăsta aici. Um, V-am zis, voi mai face episoade cu Miss Creator în momentul în care bagă nou update, să vedem noile iteme și astea. Um, și da, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!